Bună seara tuturor, sunt Tarotela, de asta dată cu o etalare pentru cei născuți în zodia peștilor, sau mai exact cu soare, lună, Venus, ascendent în pești, pentru mai 2019. Am amestecat cărțile, dar înainte să începe etalarea, se pare că am primit deja niște mesaje pentru unii dintre voi. O persoană, două, un grup, rămâne să vedeți cum rezonați cu aceste scurte mesaje și să nu uitați că în etalare nu este obligatoriu ca întreaga poveste să vi se adreseze, ci e suficient măcar câteva idei, câteva cuvinte de inspirație să găsiți. În cazul în care nu găsiți nimic, înseamnă că nu faceți parte din grupul cu care m-am conectat. În fine, amestecând aceste cărți, am primit două mesaje pentru cei care probabil lucrează într-un domeniu în care chiar este necesar să fie autentici, să fie reali, să fie adevărați și să se exprime exact cum ești și cum how you feel, cum ești și cum simți. Bine, în general ar trebui să fim autentici tot timpul, nu doar într-o anume meserie. Acum voi luați mesajul ca atare. Și încă un mesaj, că or fi împreună, că or fi separat, fă ceva pentru cineva, fă un gest drăguț pentru cineva care are nevoie de atenția ta. Uite așa frumoasă imagine, sper să vă inspire. Cu mici gesturi de tandrețe construim palate de cristal în inimile altora. Eu o să pun cărțile la loc, o să le mai amestec când va veni timpul. Amestecând aceste de cărți, am mai primit un mesaj pentru unii dintre voi și țin muse să vi-l spun. Mi-au venit aceste două cărți așa. Spânzăratul și 8 de băte, invers. În poziția asta, normal, simt că ar exprima o perioadă în care cel născut în zodia sau cea născută în zodia peștilor, pentru că aceasta e zodia a 12-a, da, reprezentată de spânzurat, se sacrifică, așteaptă, face compromisuri într-o relație la distanță, peste o apă, cu cineva în semn de foc, berbec, leu sau săgetător, o relație care necesită comunicare, necesită niște pași înainte ca să se dezvolte relația. Însă, cel născut în zodia peștilor așteaptă. Așteaptă, se sacrifică, face compromisuri. Invers, cărțile deja își schimbă înțelesul. Dacă până acum, cel născut în semnul peștilor, da? Încearcă să vadă situația din perspective diferite, încearcă să mai lase de la el, de la ea, doar se schimbă ceva. Ei, încercând, așteptând, făcând compromisuri, sacrificii, primește iluminarea, primește inspirația divină și în această poziție deja renunță la aceste sacrificii. S-a săturat de așteptare, s-a săturat de compromisuri într-o situație. Nu este obligatoriu să fie romantică, nu este obligatoriu să fie o poveste de dragoste, este suficient să fie reală în viața voastră. Poate să fie în familie, poate să fie la locul de muncă, poate să fie un prieten, o prietenă, amic, nu neapărat amică, nu neapărat iubit, iubită. Ideea este că cel născut în semnul peștilor, ce a născut în semnul peștilor, s-a săturat de așteptare și întrerupe legătura. Dacă a așteptat o comunicare și nu a venit, în acest moment întrerupe legătura și ce am simțit când am văzut aceste cărți? Am avut un sentiment de ca și când peștele, peștișorii își reiau puterea înapoi. Au oferit comunicare, au așteptat, au încercat să creeze o punte peste această apă, să creeze o legătură, s-au sacrificat. În acest moment au renunțat la aceste sacrificii și își reiau puterea. De ca și când toate aceste săgeți, toate aceste bâte, tot acest foc pe care l-au transmis într-o direcție, fără niciun rost, și-l recapătă
și merg înainte. Și pentru cei care ascultați muzică contemporană, pentru cei care știți engleză, mi-a venit în minte o melodie, Enrique Iglesias și Ciara, Taking Back My Love. Pentru cine aveți timp și interes, puteți să ascultați această melodie. Ok, deocamdată o să pun aceste cărți la locul lor, pentru că mai am încă un mesaj. În setul acesta de cărți îl păstrez pentru clarificări. Mi-a apărut șapte de monede și eremitul. Eremitul reprezintă zodia fecioarei, cum majoritatea deja știți, dar nu este obligatoriu. Deja avem și semn de pământ, da? Ar putea atesta prezența unui semn de pământ sau unei persoane cu planete în semnul fecioarei. Dar trecând peste aceste detalii, care poate nu rezonează cu viața tuturor, simt că, așa cum am spus mai devreme, cei născuți în zodia peștilor au investit foarte mult într-o relație. Au investit, au așteptat și acum sunt obosiți. Nu mai vor să depună niciun efort până nu înțeleg de ce lucrurile nu au mers. Până nu înțeles, nu înțeleg lumina pe care o caută acest eremit. Poate chiar ați trecut printr-o perioadă de întuneric, dar nu în sensul negativ, o perioadă de căutări, în care v-ați pus întrebări existențiale și cred că unii dintre voi și simt că majoritatea ați început să primiți răspunsurile. Cam asta ar fi în acest moment, să nu aștept prea multe, pentru că timpul trece. Eu mai amestec încă o dată că, ia uite, ce frumos și apare și îndrăgostiții. O să vă arăt. Da? E clar că în viața unora, cei care ați renunțat a aștepta o persoană care nu v-a acordat încrederea, timpul, atenția pe care o meritați, dragostea pe care o meritați, în momentul în care renunțați la această așteptare, așteaptă ceva mult mai frumos. Cum am început și la celelalte zodii, o să încep cu acest set de cărți. O să le tai în fața voastră. Pești, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești, mai 2019. Patru cărți. Participation. Participare. Împărtășire. Rebelul. Fiți rebeli. Și cartea aceasta e similară cu 9 de monede. Vă spun imediat cum simt cărțile. Și maturitate. Superb. Superb. Ați așteptat. Ați investit. V-ați sacrificat. Poate nu doar într-o relație. Poate în foarte multe. Poate pur și simplu acest mesaj sau acel stil de implicare caracteristic peștilor sau cei cu planete în pești. Acest stil de viață v-a adus maturitate. Ați ajuns în momentul în care simțiți nevoia să vă bucurați de participarea cuiva în relație. Nu doar voi să investiți, nu doar voi să vă oferiți. Cineva, a doua persoană, să participe la construcția acestei relații și să împărtășească din abundența lor, din realizările lor, așa cum este normal într-o relație. Adesea, această carte reprezintă o persoană în semnul focului, pentru că mai degrabă spre leu, cei cu planete în semnul leului sunt foarte generoși și foarte extrovertiți în felul în care își arată dragostea. Aveți nevoie de cineva cu asemenea caracteristici. Poate deja a intrat o asemenea persoană pasională și doritoare să se implice. Cartea e similară celor patru băte. Reprezintă 4, este un număr stabil. Poate unii dintre voi puneți bazele unei relații de lungă durată stabilă cu o persoană cu aceste caracteristici. Nu e obligatoriu să fie semn de foc.
Deci nu trebuie să vă fixați. Nu este obligatoriu să fie semn de foc, pentru că avem 9 de monede, poate să fie și semn de pământ. Poate să fie orice semn. Ideea este că reprezintă o energie. Această persoană ori este o persoană rebelă și s-ar putea să aveți ceva de învățat de la această persoană, poate o încredere, poate veți descoperi că aveți noi calități, că puteți atrage abundența în viața voastră alături de această persoană. Pentru unii dintre voi, sunteți chemați în luna mai, dacă nu este această persoană, sunteți chemați să fiți rebeli și nu degeaba a apărut spânzuratul invers. Spânzuratul nu mai vrea să atârne spânzurat, să aștepte și să se sacrifice. Vrea să rupă lanțurile. Vrea să experimenteze viața dintr-o altă perspectivă, eventual o perspectivă matură. Poate vă doriți o persoană rebelă și totuși matură, cu care să împărtășiți și cu care să aveți abundența aceasta frumoasă. De luna nouă ce este, luna septembrie, poate, da? Poate iar semnul fecioare, cineva ori în semn de pământ, ori pentru unii dintre voi în septembrie vă veți bucura de roadele implicării în această relație. Aveți 9 de băte la început de lună, puneți bazele unei relații și poate spre sfârșit sau poate nu neapărat spre sfârșitul lunii, poate prin septembrie sau în timpul zodiei fecioarei, vă bucurați de o oareșcare abundență financiară sau mai degrabă de o stabilitate, independență financiară. S-ar putea totuși cineva să vă ajute să vă împărtășească din abundența lor ca să ajungeți și voi stabil financiar, emoțional, în fine. Așa simt cărțile acum. Sper să corespundă cu unii dintre voi. Mi-aș dori foarte mult pentru că știu foarte bine cât se sacrifică peștii. Acum, să repetăm ce am făcut și cu celelalte zodii. Încercăm o cruce celtică. Ce am aici pe cartea asta? Nu știu. Pești. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești, mai 2019. Central, ce aveți? Ce frumos! Sigur, unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semn de pământ, o persoană stabilă. Dacă nu abundentă financiar, cel puțin stabilă, dar regele de monede are destule. Are destule. Poate să fie în semnul taurului, al fecioarei sau al capricornului, fiind semn de pământ. Poate, deși aș vrea să mai văd cărțile, ceva se întâmplă, că tot avem semnul taurului și noi suntem acum în semnul taurului. Poate vi se acordă pentru cei care ați lucrat foarte mult în domeniul vostru profesional, poate vi se acordă o poziție de autoritate. Poate voi începeți, că tot ați avut maturitate, începeți să vă comportați într-un mod foarte matur. Vreți să atrageți oameni maturi, oameni care se implică și care construiesc lucruri durabile. 6 de cupe invers. Cred că renunțați la o relație din trecut. Da? Dacă 6 de cupe în general reprezintă o relație din copilărie, din trecut, din viața anterioare, în fine, poate să fie și de-acu 4-5 ani, da? Renunțați, pentru că a venit cartea invers, să renunțați la această carte și aceasta ar fi provocarea, să renunțați la această relație care era foarte emoțională, foarte profundă. Și totuși ceva n-a mers. Vedem cum se așează cărțile. Asta au fost explicații pe fugă. În trecutul îndepărtat, moartea, transformare, Pluto, ați fost trădați, ați trecut prin foarte multe. Cui a mai apărut moartea în aceeași poziție? Berbecilor? Poate unii dintre voi ați avut de-a face cu un berbec și acea relație v-a transformat, v-ați simțit trădați
într-un fel sau altul, sau ceva n-a mers. Nu e musai să fie trădare, să nu exagerăm și să nu amplificăm situația. Ceva n-a mers și faptul că n-a mers, efectiv, v-a durut crunt, v-a durut ca de moarte. Și a trebuit să renunțați, să începeți, da? Cum a fost și cartea mai devreme, Spânzuratul invers, să renunțați la a mai aștepta, să manifestați o veche viață. Acum manifestați ceva nou. Vedem cum se așează cărțile în continuare. În trecut, în apropiat, ce frumos, asul de spade. V-ați căpătat claritatea mentală. Ați înțeles situația. Eventual, ați înțeles de ce ați trecut prin ce ați trecut. Poate nu e vorba doar de o relație cu persoana anume. Poate să fie un trecut mult mai îndepărtat. Situații de familie, situații din copilărie. O viață întreagă. O viață întreagă de durere și de transformare. Reprezentând zodia scorpionului, știm că scorpionul moare și renaște, moare și renaște. Probabil vi s-a întâmplat asta de multe ori până în acest moment. Și acum v-ați întrebat de ce treceți de fiecare dată prin aceste situații? Și acum ați primit inspirația divină, ați început să înțelegeți. Poate unii dintre voi ați început să tăiați legăturile karmice, cei care știți să faceți lucrul ăsta de lună nouă, lună plină, da? Poate să fie pentru unii dintre voi un semn de aer, vărsător, gemeni sau balanță, dar față de care aveți acum mintea clară, înțelegeți situația. Poate să fie situația din trecut, ia să așez mai bine. Da? E posibil totuși să fi fost o legătură karmică cu care sunteți, că avem două semne de apă, da? Cu care sunteți chemați, ați fost chemați să rupeți legăturile, să întrerupeți legătura. Așa văd acum cărțile. Să vedem. Luna. Acum este lună nouă. Aici este lună plină. Și luna plină va fi în Scorpion, da? Pe 20 sau cât e aproximativ, în jurul datei 20. O să mă uit și eu pe calendar să vă transmit exact. Posibil ceva se va întâmpla. Poate acest rege de monede să... Această energie centrală să o simțiți mai bine pentru că este în centru verticale, da? Poate veți afla niște secrete. Poate veți primi niște mesaje de la divinitate, pentru că voi primiți, știu sigur asta, că doar am planete în pești. Oh, și împăratul, preluați controlul. La fel, unde am mai văzut împăratul în aceeași poziție, cred că la cei născuți în zodia leului, dacă nu mă înșel, mă puteți corecta, că nu rețin chiar toate etalările, n-are rost. Ideea este că în viitorul apropiat trebuie să preluați controlul. Evident, poate să fie cineva în semnul berbecului sau al taurului care să vină în viața voastră.